Imediat după stingerea incendiului de la Clubul Oxigen din cartierul Galata, instituțiile statului au început o anchetă pentru a stabili cauza care a dus la producerea incendiului. Din rapoartele care le-am luat de la cei de la Inspectoratul de Situații de Urgență, l-am considerat un incident periculos. Angajatorul a făcut înștiințarea către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Am emis o decizie în care am stabilit inspectorii care se vor ocupa de cercetarea evenimentului și cercetăm evenimentul în continuare. Aici vorbim de declarații, vorbim de verificarea documentelor. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă spun că este vorba despre un incident de muncă periculos. Un incident în care sunt puse viața în pericol a mai multor persoane și aici mă refer la faptul că acolo erau și foarte mulți angajați și dacă vorbim și de acel bloc care era lângă acea clădire, este clar un incident periculos pentru că a pus viața în pericol a mai multor persoane. Ancheta poate dura și jumătate de an, timp în care instituțiile statului vor aduna probe, vor sta de vorbă cu martorii și vor încerca să identifice motivul care a condus la producerea incendiului. Vă reamintim faptul că pe data de 30 decembrie, un puternic incendiu a izbucnit la Clubul Oxigen din cartierul Galata.